Uniunea Europeană se confruntă cu cele mai grave incendii forestiere în această perioadă a anului de la începutul înregistrărilor comune în 2006. Anul acesta, până în prezent, au ars peste 700.000 de hectare. Franța și Spania se numără printre statele cele mai grav afectate. Franța a pierdut până acum, din cauza incendiilor de pădure, o suprafață dublă în comparație cu 2021. Spania, o suprafață de peste 3 ori mai mare. De la începutul verii, 5 state au lansat apeluri către alte state pentru a primi sprijin în stingerea incendiilor. Aproape 370 de pompieri, 29 de aeronave și 8 elicoptere au fost mobilizate pe teritoriul Europei pentru a răspunde la situații de urgență. În plus, 150 de pompieri din Bulgaria, România, Germania, Franța, Finlanda și Norvegia au fost mobilizați în Grecia în iulie și august pentru a veni în sprijinul pompierilor locali.